comunque viene l'attività di departamento di assicurare a tali utenzi di svoltare curriculare, realizzare proprie perspective. Este presentată de doamna șefa departamentului de teatru. Pe timp aveți să vorbim? 10 minute. 10 minute, da? Suntem de acord. Stimați senatori, obiectivul, misiunea Departamentului de Asigurare a Calității și Dezvoltare Curriculară înseamnă organizare, implementare, coordonare și monitorizare a sistemului de management al calității la nivelul universității. Din acest motiv, departamentul promovează politica universitară în domeniul managementului calității. Departamentul activează în baza documentelor normative ale Ministerului Educației, în baza statutului universității, a ordinilor rectorului și a unui regulament de activitate care a fost elaborat și aprobat în 2011, în care au fost trasate obiectivele generale ale activității noastre. Unul din aceste obiective este reorganizarea sistemului de management al calității prin universitate și noi am mers pe întâlnirea elaborării unor acte sau reactualizării unor acte normative care țin de activitatea universității în general și a departamentului în particular. Am participat la elaborarea planului strategic de dezvoltare instituțională, regulamente de asigurare a calității și așa mai departe. Ca perspectivă am pus și ceea ce este realizat și perspectivă, ca să nu mă axez în mod special pe perspectivă. În perspectivă, la departament a fost elaborat manualul calității, urmează doar să fie pus în discuție așa, în modul în care de obicei sunt discutate actele și documentele pe care le elaborează universitatea. O altă direcție în activitatea noastră a ținut de implementarea strategiei de asigurare a calității în procesul de predare și învățare evaluare și la fel aici ne-am axat pe elaborarea unor acte, este vorba de regulamentul de evaluare a calităților și calităților de studii. Am discutat despre normarea activității științifico-didactice și a fost elaborat acel contract cu privire la pregătirea specialiștilor în bază de contract cu suportarea cheltuielilor de studii de persoanele fizice. În perspectivă, sunt elaborate deja și iarăși trebuie să fie puse în discuție pentru ca să fie acceptat de către universitate, ghidul pentru realizarea și susținerea tezelor de licență și a tezelor de master. O altă direcție a activității departamentului ține de formare continuă și sporirea prestației personalului privat. Această direcție a fost discutată și a fost înaintată de către departament din motivul că în ultimul an, în ultimii ani, tot mai greu ne putem perfecționa noi în alte centre instituționale. De ce am crezut că, sau am considerat că putem face unele lucruri atât pentru persoanele implicate în promovarea calității la universitate, cât și pur și simplu pentru toți profesorii care activează în universitate? Am organizat un șir de sesiuni, de mese rotunde, de colocvii, de seminarii în care au participat atât persoanele responsabile de promovarea calității, cât și persoane interesate de a se perfecționa. Plus la acestea, în cadrul departamentului, au fost organizate foarte multe ședințe de lucru care au ținut de problemele legate de perfectarea planurilor de studii, desfășurarea practicii pedagogice și am avut ședințe de organizare a ușilor deschise, atât am trecut cât și anul acesta. Un alt scop al departamentului a ținut de demararea procesului de evaluare și reprioritarea planurilor de studii și dumneavoastră sunteți în primul rând acele persoane care ați participat activ la reproiectare, la revizuirea planurilor de studii și urmează acum să, în baza acelor planuri noi de studii reactualizate, să revedem programele de studii în conformitate cu noile sau schimbările care au avut loc în această direcție. Totodată, ca perspectivă, departamentul își propune să elaboreze un ghid sau o metodologie prin care specialitățile și specializările noi, pe care noi le-am promovat pe parcursul acestor ani, să treacă printr-o
acreditare internă, deoarece majoritatea specializărilor și specialităților au fost deja acreditate pe parcursul anilor, deoarece universitatea a fost acreditată. Cele nu au fost acreditate și ar fi bine posibil să fie trecute și printr-o sită și la universitate. Un alt obiectiv al departamentului constă în extinderea și modernizarea ofertei de studii. Și dumneavoastră știți că atât în anul precedent, când am pus în plan colaborativ pentru masterat, cât și pentru licență, anul trecut am propus specialități noi, anul acesta se propun pentru licență limba și cultură română, vedeți specialități noi la licență și comparativ masteratul, după cum observați, accentul în universitate se pune pe științe ale educației, specializare în științe ale educației, profilul științe ale educației, deoarece este în concordanță cu activitatea universității și vedeți câte masterate noi sunt propuse în anul ăla. O altă direcție în activitatea noastră a ținut de monitorizarea sistemului de evaluare intern, a calității procesului de învățământ și prestații cadrelor didactice. În această direcție am reevaluat fișele de post care au existat în universitate, dar le-am revăzut puțin sub un alt punct de vedere și au fost elaborate toate fișele de post, mai mult pentru colaboratorii universității. Au fost elaborate și realizate chestionare și chestionați atât studenții cât și profesorii prin unele din cele mai vulnerabile posibile subiecte care țin de procesul educațional. Este vorba de evaluarea organizării practicii pedagogice, predarea disciplinelor de specialitate a doua, serviciile prestate de facultatea profesiei sociale, fenomenul corupției în cadrul universității și evaluarea cadrelor didactice de către profesori. Bine, avem și în perspectivă, ne-am planificat deși iarăși este la jumătate realizat, este vorba de ghidul de evaluare internă. Considerăm că pentru universitatea trebuie să aibă o metodologie de evaluare a activității pe diferite proiecte. În primul rând este vorba de evaluare didactică a profesorului și aici ne-am pus drept scop evaluarea profesorului din trei puncte de vedere. În primul rând, evaluarea lui de către conducere, decanat, șef de catedră și altcineva. Din partea colegilor, ca să nu apară probleme de altă ordine, adică cum este apreciat el de către colegii săi și din partea studentului. Și atunci vom avea așa o viziune tridimensională a activității didactice a profesorului, activitatea catedrei și activitatea facultății. În principiu, subiectele au fost deja clasate, sistematizate. Așteptăm în septembrie. Un alt scop al departamentului a fost elaborarea unor acțiuni strategice în organizarea și realizarea stagiilor de practică. Am realizat un șir de seminare, am realizat chestionarea studenților, cum văd studenții și profesorii responsabili de practica pedagogică acest proces și au fost formate echipe de lucru care în prezent lucrează asupra elaborării ghidurilor de realizare, organizare și desfășurare a tuturor practicilor pedagogice la licență și la masterat. Unul din obiectivele centrale pe care a fost realizat sau pe care a mers în departamentul de asigurare calității a fost promovarea imaginii și interesului universității plus admiterea care va urma. În această direcție am elaborat niște direcții principale de activitate. Accentul de fapt a fost schimbat de pe faptul de termen, dacă vreți. Am încercat ca această
acțiuni de promovare, activitate de promovare a imaginii și admiterea, să nu fie o acțiune temporală care ține, durează din 16 iulie până la 3 septembrie. De fapt, am organizat în așa mod activitatea ca aceste acțiuni să fie repartizate pe parcursul întregii perioade sau anul de învățământ. Am încercat, suntem în proces de restructurare a site-ului Universității între unul de Departamentul de Tehnologie Informaționale. La elaborarea și promovarea materialelor promoționale, dumneavoastră știți, majoritatea au fost elaborate diferite materiale, avem banii din anul trecut, 2013, deja anul precedent, anul curent, avem posibile în partea mâna dreaptă jos banerele acestea care vor fi la intrare în blocul 1. Ele sunt acum, se lucrează asupra lor, am făcut semn de carte, calendar și așa mai departe, sunt cu mult mai mult. Și dacă e să vorbim despre propriul zis admiterea și promovarea universității, atunci pe parcursul anului am participat la un șir de târguri de cariere care au fost organizate atât în Chișinău cât și în afara orașului. Și pentru prima dată anul acesta noi am organizat un grup de studenți voluntari. Și dacă anul trecut, prin sate sau prin chiar prin Chișinău, la liceele din Chișinău au fost cu aceste foi publicitare profesorii noștri care sunt responsabili de promovarea calității, anul acesta, pentru prima dată, de acest lucru au fost ocupați studenții, voluntari, ei au fost la toate târgurile, ei ne-au promovat imaginea. La fel s-au angajat să plece prin raioane și avem persoane care au și adus certificate că au fost pe cu randele de unde sunt ei, cu promovare imaginii. În perspectivă, sunt mai multe, evident, perspective sau acțiuni pe care am vrut să le activez, pe care am vrut să le realizăm în perspectivă, dar poate una dintre cele mai importante ar fi organizarea olimpiadelor la disciplinile impuse în planul de învățământ din anul admiterii la facultățile noastre. În așa mod am putea atrage, am putea chema, am putea promova imaginea universității și prin niște activități științifice, dacă vreți, să interesăm pe elevi să vină la universitate. Evident că cele spuse, am încercat ca să mă încadrez, cele spuse până acum nu sunt doar meritul activității, meritul membrilor Departamentul de Asigurare a Calității. Cu această ocazie, eu aș fi vrut să mulțumesc decanilor, șefilor de catedră, persoanelor care sunt responsabile de promovarea calității la facultăți și la catedră, deoarece au fost foarte receptive și au muncit foarte mult pentru ca cele expuse aici să fie realizate. Mai era un punct și de probleme. În principiu, după toate canalele unui discurs public, ar trebui să pun punct. Dar este vorba de problemă. Noi nu putem spune că departamentul nu are probleme, dar departamentul nu are probleme specifice care nu ar fi probleme universitare. Deci toate problemele care țin de calitatea educației și de calitatea activităților în universitate sunt problemele noastre. Eu aș fi vrut doar să închei cu un mai mult cu un obiectiv pe care aș fi vrut să îl reținem și să-l promovăm în colectivele în care lucrăm. De fapt, obiectivul general oricărei instituții ar fi promovarea culturii calității. Cultura calității presupune că, sau include, se înțelege măsura în care cei interesați de produsul realizat sunt satisfăcuți de acest produs. Și aici avem atitudinea conducerii față de colaboratorii instituției și conducerea ar trebui să facă tot posibilul ca colaboratorii să aibă acel minim de confort pe care îl cere o activitate. Niciun colaborator nu cere mai mult decât să dea seama cât poate da conducerea. Iar profesorii ar trebui să fie, sau cei care lucrează și învață aici, ar trebui să vină cu ideea
el nu e amită, nu de ce, că se teme de ce, ce e ce. Dar deoarece asta vine în contradicție cu statutul universității. El mătură bine o gradă, nu de ce că se teme de domnul rector, dar de ce că el lucrează la universitate și lucrul ăsta trebuie să fie făcut bine. Eu vă mulțumesc. Poftim întrebări? Spuneți-mă, rog, la obiectivul 2, mi se pare că acolo unde vreau să vorbiți despre perspective, elaborarea ghidului pentru teze, da. Poate nu elaborare, că ele au fost da, cândva. Da, corect, corect, eu sunt de acord. Da, detectarea. Detectarea, de acord. A fost regulamentat. Da, da, eu sunt de acord. În majoritatea clasului este vorba de perfectare, dar dacă eu ca produs, adică scris ceva. Da, da. Mai are întrebări? Nu sunt întrebări, da? Eu aș vrea la obiectivul 6. Da. Este vorba despre fișele de post. Ieri la oră de istorie când am discutat problema aceasta, a fost acolo o întrebare și eu vreau să o pun aici față de dumneavoastră, numai în felul că care sunt cerințele față de aceste fișe de post. Există niște rigori stricte fixate undeva ce trebuie să conțină fișe de post sau astea sunt urmările acelor acte normative care există în cadrul universității, regulamentul de ordine intern sau... Noi ne-am condus în primul rând de actele normative, dar toate fișele de post au fost consultate de către un jurist. Și am consultat în principiu foarte multe fișe de post elaborate de alte instituții. Și am încercat să găsim elementele care sunt comune pentru activitatea decanelor în general în instituții sau a șefilor de catedră în general în instituții. Mulțumesc. Și a doua, dacă poate mai are cineva de văzut. Da. Iată propunerea dumneavoastră care ați făcut o legătură cu admiterea și propunerea de a organiza Olimpiada Republicană. Cred că este cazul în acest moment să vă fixați în plan de activitate ca să ne întoarcem la începutul anului de învățământ, da. În septembrie-octombrie, și să procedem la realizarea concretă a acestor măsuri ca să putem la începutul anului de acum 14 ani, ca aici să planificăm aceste Olimpiade. Eu n-am spus domnul rector în discuția cu dumneavoastră, într-o discuție cu dumneavoastră, a avut o idee foarte bună pe care noi tot o să o dăm ca perspectivă. Noi, de obicei, promovăm imaginea universității la olimpiadele republicane, am vorbit atunci. Și domnul rector a spus că ar fi fost bine la olimpiadele locale sau raionale, acolo unde sunt totuși copiii, nu cei mai buni, și la olimpiadele republicane vin 2-3 din zonă, din... Și atunci tot ar fi un punct pe care nu le-am lăsat. Mai sunt întrebări, propuneri? Deci luăm act de informația doamnei Petrenco și dorim ca perspectivele, planurile care sunt lansate aici, forțe comune să le realizăm.